Când s-a suit în trenul de Paris, Aurel Vlaicu avea la cel mai cinstit mod moralul în cizmele acelea mari ofițerești, pentru că nu mai credea în misia pe care o avea. Dragi prieteni, bine v-am găsit, sunt Cătălin Oprișan și discutăm 5 minute de sport altfel. Am început așadar cu Aurel Vlaicu și o să vorbim despre primul zbor al unui român pe teritoriul nostru, pentru că Traian Vuia apucase cu ceva vreme înainte să se joace, cum spuneau ei, cu un avion în Franța. Aurel Vlaicu așadar se suie în trenul de Paris, urmând ca acolo să se întâlnească cu Traian Vuia pentru a-i da câteva indicații și de asemenea pentru a-și cumpăra una bucată motor. Ionel Brătianu, prim-ministrul de atunci, stăruise pe lângă colegul de la Războiul, de la Ministerul de Resort, să-l lase pe Aurel Vlaicu să construiască în Dealul Spirii, în arsenalul armatei, avionul său. Omul s-a dus, se bucuros că a vorbit Ionel Brătianu. Când a ajuns acolo, patriarhul hangarului a spus: dă-i drumul de aici, că aici noi facem scule de luptă, nu construim pânzeturi și înălțăm avioane. Mai mult, pentru că Brătianu reușise să-i dea o diurnă de vreo 300 de lei, ministrul de război i-o tăiase. Așadar, omul era extrem de amărât, se suise în trenul de Paris cu banii pe care i-a adunase el și cu o primă de 500 de lei pe care i-o stabilise Spiru Haret, dându-se seama că are de-a face cu un om care avea să zămizlească ceva interesant. Aurel Vlaicu pleacă așadar de la București la Paris, se duce acolo, se găsește cu Traian Vuia, care explică cum stau lucrurile și de asemenea cu banii despre care vă spuneam că au existat, puțin, mulți cum erau, cumpără cu 14.000 de lei pe vremea aceea, deci la 1910, una bucată motor Gnome. Motorul Gnome avea undeva la 50 de cai putere și era în 7 cilindri cu cap rotativ, oricum ceva interesant. Nimeni nu vrea să-l ajute în țară când se întoarce, găsește doar un băiat, un ucenic de gradul al treilea, Neluciulu, cu care lucrează nopțile, ca să nu-i supere pe ea de la dealul arsenalului, că până la urmă îi lăsase acolo într-un colțișor și ei băteau, legau cu sfoară, cuie și așa mai departe, încercând să construiască acest avion. Suntem pe 17 iunie 1910. Bucureștenii, dar nu numai, dar bucureștenii în principal, știu că în spatele unui mall important din Cotroceni, acolo se afla aerostația care aparținea de armată. Era terenul pe care, în sfârșit, după stăruințe îndelungate, Aurel Vlaicu primise voie să decoleze. La reuniunea aceasta nu e multă lume, sunt doar doi fotografi, pentru că există și niște poze, cum spunea și Caragiale, de Scălimea, Popla și Moflujii și câțiva copii de prin mahalale de atunci, dar și principele Carol, viitorul rege Carol al II-lea, însoțit de sora sa, principesa Elisabeta, cea cu pielea ca laptele și cu ochi, niște ochi mari migdalați. Să nu mai pierdem vremea, încearcă să-i dea drumul la treabă la elice, nu pornește din prima, pornește din a doua, dă drumul, cum spun șoferii de tir din ziua de astăzi, dă ghetuțe, însă avionul nu decolează la prima încercare. Aoleu, ce facem, că înseamnă că l-am construit prost. Nu decolează nici la a doua încercare și deja lumea spunea, ne-am lămurit, mă, și cu nea inginerul ăsta diurnist Aurel Vlaicu și cu avionul lui. La a treia încercare însă el se înalță, prinde viteză, era un praf de nu se vedea nimic și se înalță 4 metri de la sol. Nu râdeți, vă rog frumos, suntem în 1910. Se înalță 4 metri de la sol și zboară pe o distanță de 50 de metri, cum spuneam, la aerostație pe terenul armatei. Era primul român care reușea să se înalțe cu un avion pe teritoriul actualei noastre țări. Țineți minte că nu este greu. Dacă uităm data de 17, ține minte doar atât, iunie 1910. Dacă uităm și iunie 1910, ține minte doar atât, vara lui 1910, Aurel Vlaicu se înalță, cum spuneau atunci, cu mijloace proprii. El declara: nici alpii nu mi se păreau atât de înalți cu înălțimea la care urcasem eu. Restul era vorba de 4 metri. Unul dintre primii oameni care vine să-l îmbrățișeze după succes este Carol, viitorul rege, Carol al II-lea, principele Carol din acel moment, care îi spune: Vlaicule, vino încoa să te îmbrățișez, ai reușit și ai zburat, deși fusese vânt și abusese ceva probleme. Prințul George Bibescu, un om senzațional, îi oferă și o medalie, pentru că, spuneam, nu era vorba despre nicio oficialitate acolo, îi oferă o medalie pe care el o va purta la gât multă vreme, chiar dacă șovăise în a zbura, așa cum avea să declare. Legenda spune că atunci când, din păcate, a încercat să treacă munții și a decedat în 1913, Aurel Vlaicu avea la gât această medalie. În drumul spre munte, pentru că oricum este blocaj, nu uitați să vă uitați pe mâna stângă și să vedeți acolo locul în care el a căzut.
Au fost 5 minute de sport altfel și nu uitați că în iunie 1910 un român s-a ridicat prin mijloace proprii cu avionul propriu și personal. Vă pup și numai bine!